Salutare, numele meu este Paul și eu sunt Stevie 2, după cum vedeți, sunt și unchiul Sura, am fost, l-am vândut. Adi Shamana e șamana fostului Stevie și astăzi mergem la farmat în vale. O să merg pe rând în toate mapele unde am drop. Uite, uite. Așa. Deci dacă am drop, sparg mezi. Dacă știu că nu am drop, nu sparg. După cum vedeți, am făcut pe și teama. Așa. N-am pus brățara, dar nu-i problemă. Aici e scheza. Aici faci. Mai înainte am făcut pe teama. Minus 4900 la grad. Am buff-ul, mi-am dat cu șaman un buff la boc, am bătut să cresc un cont. Și de aia mi-a rămas buff-ul, dar acum nu mai am mare forță decât binecuvântat. Am carte de jos și piatra, că mai lipsă mai un alta. Am muscat, e bună, asta e bună. Mai departe. E ora 12 și văd că e 12 ziua. Văd că e gol. Adică am mai bătut un metru mai înainte, partea aia la altă. Hai să vedem aici ce aveți. Trebuie să fie pe aici. Trebuie să fie pe aici. Nu este, schimbăm ceașul. Revin. Deci, am intrat pe cea 6, am găsit metri aici. Partea alaltă nu era. Să băgăm de șoptea. Nu mai stau să vin să-mi dau bol, că poate vine vreunul și bate metri. Am primit mai multe mesaje cum că ar trebui să vorbesc și eu în videoclipul. Mă auziți? Așa că vorbesc, nu? Poate vă întrebați că de ce am cont de fapt. Că Stiggy 2 e feminin. Prima dată l-am avut pe Stiggy. Stiggy 1, cum ar veni, dar nu scria 1, era doar Stiggy. Și l-am vândut, dar în același timp l-aveam pe Stiggy 2 ăsta și avea 35 și era pentru map 2. Deci cheamă la via. Când l-am vândut pe primul Stiggy, pe contul ăsta aveam deja, avem 8-3 mi se pare. Și așa că nu m-am mai apucat de alt cont, a rămas pe contul ăsta. Domnule. Pe asta le citește sor. Așa. Și na. A rămas pe contul ăsta. E de fapt. Acum vei spune, mă, că sunt gay, că nu știu ce, dar am și un șaman. Și pe ăla nu sunt. E băiat, deci am și cont de băieți. Până și până la urmă, tot dintre fiecare dintre voi aveți câte un cont de fată. Asta nu înseamnă că sunteți gay. Acum că joc pe el, asta este. Când o să-l fac 50, o să-l schimb exact când am făcut 50. O să-l fac masculin și gata. Aici nu este metin. Mergem mai departe. Băgăm un pește din ăsta cu viteză de mișcare. Și așa, nu ocupă spațiu, uite ce am peste așa. Mergem, 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 mergem. Am vândut și pe unchiul Sura. L-am dat, l-am vândut, nu mai aveam ce să mai fac cu el. M-am distrat cu el, am bătut cu el, am mâncat bătaie și așa mai departe. Așa că am zis că să-l vând și pe ăla. Pe Stevie nu o să-l văd niciodată și nici pe... nici pe Adri Shaman. Pe prima mea șamană era nevasta lui Stevie. Nevasta lui Carbonel acum. Mai încolo va fi nevasta lui Stevie 2 și tot așa. Nu? Hai, schimbăm ceasul. Intrăm pe CH1. Să vedem.
ce găsim aici. Da, se pare că aici sunt 2, 3 colorați, 4. Bă, mi stai mulți, mă. Nu mă bag la metine peste ei, decât dacă se bagă peste mine. Deci dacă îl găsesc la metine, nu l-a să-l bat. Dacă mă găsești la metine și mă lasă să-l bat, foarte bine, dacă se bagă peste mine. Mă bag și eu, nu? Asta pe aici, nu este. Nu prea cred că o să găsesc pe cea așa. Ba da, uite-l. Hai să metim și aici. Îți bat un metin de pe cal ca să... Bat un metin și de pe cal. Nu am mănușa aici, cu mine să o pun să învechează la mine. Se vede de merge între cal și porc. 1604, 1600 și de pe mistrez la 1900. Ia să vedem. 1960, 1924, 1970 și așa mai departe. Deci, merită să aveți un mistrez. Dați mult pe el, dar face treabă, nu? Ce avem aici? Mai dau itemele jos, că am finisaje, dar unele dintre ele s-au gătat. Nu mai am mult să mai fac. Cartea competență și partea magie. Schimbăm ceașul, că aici nu mai e... Nu mai este nimic. Revin. A revenit pe CH2. E o treabă bună asta, bine că mi-a spus că ar trebui să vorbesc și eu, că să fac let's play-uri acum, da. Și așa nu mai prea găseam ce melodii să pun în videoclipuri. Unele le-am pus de două ori. Uite, mi-e aici. Unul. Chemăm porcul. Cu noi. Tigru. Uzați, e tigru ăsta. L-a dat din a doua ladă. Nu am filmat, că am zis, păi, 100% nu dă. Am zis că cumpăr mai multe lăzi și le deschid mai încolo când o să încep să joc pe Stiggy. Am cumpărat lăzi de mai demult, înainte să încep să joc pe Stiggy, n-aveam deja toate itemele. Și am zis, bă, le deschid peste oricum și așa nu-mi dă nimic. Și când văd din a doua sigiliu Chan, Khan, nu știu cum îi spune exact, cum se citește, dar eu zic Chan, așa mi se pare, îi zic bine. Mă spune mănușa. Bate metinul. Dă-l jos. Ce avem aici? Protecție plus 2. Aici e un drop fantastic aici la metin. Pică groaznic de bine. Accelerare. Cea mai carte. Quantum Scorpion. Astea le aduc 25 mai dau la plus, care dacă nu-s mare fan al upgrade-ului. Dar le mai aduc, nu? La coiful de asta, un altă. Mai bat pe ceașul ăsta și o să ne vedem în altă mapă. Aici văd că încă nu... Nu e metin sau nu-l văd eu? Trebuie să fie. Da, nu este metin aici. Mi-a rămas un SS. Din 34 de pietre spirit am făcut petia. Exact ca și Teja. Am bătut aici pe aici pe la blestem. Hai, bun. Ești metin. Îmi chem cu un metin, nu? Nu vreau să fac le spell foarte lungi, să fie plictisitoare, să vă plictisiți în ele, cum fug eu pe aici.
Îmi bat de tine, nu? Până la urmă de alergat alergă oricine. Hai să schimbăm ce așa. Intrăm pe CH3. Intrăm pe CH3 să vedem ce găsim aici. Să mai scoatem din conturi, cam aici la metine de nu știu de ele. Să donăm experiența. Am mai făcut eu greșeli din astea fatale. De asta am level 41, dacă observați. Băgăm tot când mai am cărți să citesc, nici nu mai am nevoie de experiență. Nici măcar 0%. 0,1%. N-am făcut la minerit, dar cu timpul și asta. Pentru că acum văd că au băgat așa niște prețuri la minerit. Uite, bate unul aici. Ai, ce alerga băiatul. Money. Money maker. 33 R. Se lăsă să vedem ce face. A murit. Hai să bătem niște moștri aici. Dă-mă mante să vină pe noi. Așa. Este foarte larg. Mai am un metin pe de și de aia. Să-l las jos. Să nu acum. Muriți, mă. Așa mă bate metin acolo. Ce drop are băiatul. Bun, bun. N-ai pentru ce, mă. Hai să închid și metrul ăsta. Așa, dar și prin urmare mai căutam un met, mă. O să merg și în deșert să căutăm metine. Și în alte harte, mape, hărți, cum le spune. Să nu spun la întrebare. Să dau pe FM, să-l meu. Să răspunde la întrebare. Băi, mie, metri, hai mă, trebuie să apară pe aici. Perii plus 3, 40, 3, 20, orice. Nu te mai încurca, uite, mi-a pus 3. Nu știu. MS plus 5, MD 33, mi-a zis că are prima dată și nu știu ce, 5 critică și 3-5 semion, habar, n-am ceva de gen. Și acum nu știu, nu știu ce să facă cu el. Aruncă-l. Băi, nu mai este metin, deci mai schimbăm un ceas până mai găsim un metin. Trebuie să-l găsim neapărat. Dacă nu, așteptăm aici până pică. Hai, revenim. Intrăm pe CH4. Mi-a trimis cineva mesaj chiar când mai era o secundă din logout și acum nu mai știu ce mi-a scris. Sunt curios. Ce mi-a scris? Nu am văzut. Da, aici. Da. Au. E primul meu let's play din asta. Adică să jucăm metin. Când vorbesc, așa că nu știu dacă vorbesc bine, vorbesc corect, vorbesc ce vă place, vorbesc ce trebuie, vorbesc ce nu trebuie. Important e să vorbesc. De asta voi mi-ați spus, am mai primit multe mesaje că să vorbești, că nu știu ce, că bum bum bum, că bă, mai stați, nu. Ai scris. Farm buia. 34, 90, 30. Mi-ai spus odată, mă. Ia-l. Păi ce vrei? Plus 3, încurcă-te pe tine plus 3. Păi, mergeți voi la mâncare și lăsați și mie un mate, măi. Hai, mă, vă rog. Mergeți la mâncare. Vrea să mai dau 10 caca. Ori își pui că-l dai la schimb, ori nu-l mai dai la schimb, mă. Și cumperi și dai la schimb. Itachi. Rămâi tot de 41. Deocamdată nu.
Nu e metin. Nu e metin, mă enervează metin asta. Schimbăm ceașul. Al șaptelea ceaș. 5. Revin. Nu vă las să vedeți ID-ul meu și punctuletele de la parola mea, pentru că așa am fost furat odată, îmi știa un prieten ID-ul și a tot încercat ca un nebun parola și până a nimerit, înțelegeți? A încercat alte ID-uri de la alte conturi și alte parole mai vechi, aici l-a spart cineva. Băi, dar ce de sunt aici? Ăsta, Dark Horse, Dark, ce nume ciudat tare, nu pot să citesc. House, Horse, ce nume va avea. Și aici l-a spart. Dacă nu găsesc, mă dau bătut și gata. Mă duc la Brock să fac. După cum vedeți, al doilea status pe care am pus este puterea. Pentru că dacă puneam PPV, cu cât, să zic, îmi creștea punctele de PPV, câte puncte am pe status? 48, 40 de puncte, cam cât pe lente, 40 ori 4, 16, cam 1,6k pe lembă, la 6k pe lembă nu înseamnă mult, mai ales că am full 2k pe lembă, deci nu mă ajută foarte mult pe PV-ul ăla, așa că am pus pe putere, apărarea am din plin, pe putere, asta mă interesează. Pe site, a, nu scade, mă, stai să aveam niște de până la poate. Pe site și pe asta scrie că trebuie să punem pe PV. Însă alea e de mult timp când nu toți aveau iteme cu PV. Avea 2-3 iteme cu 500 PV, 1000 PV. Acum toți au iteme cu 2K PV, majoritatea dintre voi. Armuri, brățări, așa, plus 9 și alte nebunii, coliere, șambanuri plus 9, papuci și așa mai departe. Plus mai aveți cear, nu mai aveți mistrez, mai aveți una alta, nu mai aveți nevoie de foarte mult PV, ca sura vorbind. Așa că vă aleg, vă spun să alegi, spuneți pe atac. Faceți full inteligența, full atac. Vreau să vă arăt cât înseamnă inteligența la sura, vă spune de ce bate așa tare. E normal, e plin aici, e trec ăștia în linie, tată, la metine. Deci nu am șansă să găsesc, nu vreau să fug să mă bat pe. 31 pe fără inteligență. Am 440. Dacă pun arma 12 inteligență, scutul 12 inteligență, cercei 10 și cu 3, 13 inteligență, cine vrea să dea în mine, mă? Bine, dă-i mine. Și colierul care are 4 plus 1 plus 1 plus 1, deci 7 inteligență. 12 cu 12, 24 și cu 14, 38 și cu 7, 38 și cu 7, 45, 45 inteligență în plus, îmi crește teișul cu, am 608,8, deci de la 440 până la 608,8, vine 148,8 atac, doar pentru că am inteligență. Scutul, aș putea să-l dau jos, numai că am și 12 putere pe el, așa, astea le voi da jos după ce fac teișul și rămân, valoarea rămâne aceeași, știți asta, majoritatea dintre voi, așa. Deci, un Warhour am văzut aseară pe internet, are atac 600, dar nu știu la ce level. Însă am văzut pe unul la level 70, avea 500 valoare atac pe aură. Nu știu dacă avea pe el și cercei, abanoșii sau ceva iteme cu putere, însă 500 avea valoare atac pe aură, la pe. Eu zic că sura se merită să ai sura, nu dai 100% la fel de tare sau mai tare decât războinic aură, însă treciul este de 4 ori mai ieftin, de 5 ori mai ieftin, dacă stai bine să te gândești. Și plus că mai e și apărarea foarte mare de la teamă, care vă recomand să o faceți ca al doilea skill dacă vreți să deveniți PvP. Dacă vreți să deveniți PvP, faceți armura vrăjită. Pe Stig aveam armura vrăjită, pentru că așa mi-a spus un prieten, era al doilea meu cont, și am zis să fac armură. Însă am greșit cu ea. Cu sticky, cu pe armura
indiferent ce item aș fi avut, restul nu ar fi trebuit să mor la metin de 5-5, să eu muream, normal. Aveam iteme mai slabe înainte, bineînțeles aveam iteme cu PV, cu... Așa, n-aveam cea, n-aveam porci, mistreți și alte nebunii. Dar... muream. Hai că v-am pupat, pa! Ne vedem la următorul let's play, sper că v-a plăcut. E primul meu let's play în care vorbesc. O să merg în toate hărțile în care am drop la metin, inclusiv map 2. Nu râdeți, dar o să merg și în map 2, pentru că am văzut un metin de level 30 întâmplător și mi-a picat o grămadă de tâmpenii pe acolo și de cărți și pietre și nebuni. Așa că, baftă tuturor, pa, v-am pupat.